Venim acum pe plan intern. Șefa Consiliului Județean Botoșani, Doina Fedorovici, a stat aproape 15 ore în sediul DNA. Ea a fost chemată pentru perchezițiile informatice în cazul angajărilor pe șpagă de la Spitalul Județean Mavromati. Locuința Doinei Fedorovici a fost percheziționată în luna decembrie a acestui an în același dosar al șpăgilor de la spital. A stat mai bine de 14 ore. Ce s-a întâmplat până acum? A fost o procedură prevăzută de legislația în vigoare. Eu respect la centimă legislația în vigoare, am respectat-o și o voi respecta. Am văzut că ați vorbit și cu domnul primar pe holuri. Ce ați discutat eu? Doar ne-am salutat, nu am discutat. Pentru că el câteva minute mai târziu și s-a autosuspendat din PSR. Nu știu, credeți-mă, nu știu. Da, de ce a durat așa mult? 14 ore pentru... Nu sunt eu în măsură să vă spun ce au verificat. Cert este și ceea ce pot să vă spun respicat este faptul că nu am nicio calitate în acest dosar. Mai mult decât atât, nu am dat niciun fel de declarație. Vă mulțumesc. 14 ore să vă țin aici bună. Așa de mult? Procedurile și cât durează nu țin de noi. Repet, este o procedură standard care trebuia efectuată. Da. Mulțumesc mult, seară bună! Au spus, vă mai cheamă în viitor sau ceva? Nu.